Mă, pixul tău stă acest club. Ei, și-au consiliu de administrație, că nu e răspunderea doar la mine și la voi. Te ajutăm. Domnul Șapera? Apoi. Să fim bucuri. Astăzi este o zi extrem de importantă, cel puțin pentru mine, pentru că, iată, clubul sportiv Vâlcea, 1924, începe să se manifeste. Juridic am terminat toate formalitățile. Cred în continuare că bine faci, bine găsești nu este doar un slogan, este și o stare de spirit, pentru că binele nu are culoare politică, căci puterea haitei este lupul, iar puterea lupului este haita. Black Wolf, lupii negri, se vor intitula cei care ne vor aduce bucurie, cei care vor fi în echipa de basket, va fi o academie de basket, Hristu Șapera. Eu spun bun venit. De ce l-am ales pe și credem în Hristu Șapera? Pe lângă faptul că are o experiență bogată ca antrenor și manager la cluburile de Liga 1, experiență internațională cu Steaua CSM, a jucat în Eurocup, cea mai importantă competiție europeană alături de Euroliga. Are și o experiență foarte bună în construcția academiilor de basket, ceea ce ne interesează pe un mod principal, pentru că a antrenat una dintre primele 5 academii de basket din Spania, în Tenerife. Cu sprijinul Consiliului Județean, cu sprijinul comunității, sponsorilor, cred că vom face treabă foarte bună. Este un proiect nou, care începe de la zero, care poate face lucruri bune pentru copiii, în primul rând, din județul Vâlcea. Și care poate fi un proiect deosebit față de tot ceea ce avem în România. Am multe idei pe care aș vrea să le pun în practică. Am o oarecare experiență în acest domeniu. Știu ceea ce trebuie să facem. Sper ca cât mai multe din aceste idei să le putem realiza aici, la Vâlcea. Și acesta este principala mea motivație. Întotdeauna am fost un tip, cine mă cunoaște știe că întotdeauna am fost un tip care a acceptat provocările. Aceasta este o provocare, să începi un proiect de la zero, dar sunt încrezător că putem face împreună, în haită, așa cum spune și sloganul nostru. Putem face lucruri foarte frumoase pentru județul Vâlcea și pentru acest club sportiv. Clubul sportiv Vâlcea 1924 va face ceea ce nu s-a mai făcut în România și în Vâlcea după Revoluție. Să caute tineri, să caute copii, să-i formeze și să-i ducă spre performanță. Dacă nu vom căuta la bază și dacă nu-i vom lua de mici să-i creștem și să-i formăm ca sportivi, degeaba ne așteptăm să ne vină de unde. Noi trebuie să-i găsim.